Naufragiul antic din Marea Neagră e o descoperire fără precedent. Arheologii analizează descoperirea unui naufragiu vechi neobișnuit de intact, găsit la mai mult de un kilometru sub suprafața Mării Negre, pe largul coastei bulgare. Nava de lemn veche de 2400 de ani prezintă elemente de construcție a navei, inclusiv catargul și băncile de canotaj, care până acum nu au fost păstrate pe navele din această epocă. Un anunț al descoperirii făcut de proiectul de arheologie maritimă a Mării Negre a apărut pentru prima dată în The Guardian. Proiectul a descoperit peste 60 de naufragii istorice în timpul unui studiu de 3 ani asupra Mării Negre. Câteva date importante despre Marea Neagră, ce o face cu totul specială față de altele. Apa oxigenată din straturile superioare ale mării are o salinitate relativ mică, circa 17 la mie datorată revărsării fluvilor, cu circa 600 de kilometri cubi de apă dulce pe an. În straturile mai adânci, mai jos de 150 de metri, conținutul de sare este mult mai ridicat, deoarece aceste ape provin prin strâmtoarea Bosfor din Marea Mediterană. Anual se scurg prin Bosfor circa 450 de kilometri cubi de apă salmastră la suprafață dinspre Marea Neagră spre Mediterană. De la o anumită adâncime, apa mării nu mai conține oxigen decât în cantități neglijabile și aici este cheia. Există totuși microorganisme care folosesc sulfat pentru oxidarea hranei și produc hidrogen sulfat și dioxid de carbon. Ele formează un biosistem anaerob care se apropie tot mai mult de suprafață. Biologii se tem că Marea Neagră ar putea deveni o mare moartă sulfuroasă. Numărul delfinilor a scăzut de la 1,5 milioane de exemplare în anii 1950 până la câteva zeci de mii de exemplare în 2006. Nava găsită lungă de 75 de metri, documentată cu un vehicul cu telecomandă echipat cu camere, pare similară cu navele comerciale descrise pe vaze grecești antice. O mică bucată de epavă a fost ridicată și radiocarbonată, datată în jurul secolului al V-lea înainte de Hristos. O perioadă în care orașele state grecești făceau frecvent tranzacții între Mediterană și coloniile de-a lungul coastei Mării Negre, Tomis, Galatis sau Histria. În timp ce vasele cu vele intacte mai vechi au fost recuperate de pe siturile de înmormântare egiptene pe uscat, e neobișnuit ca epavele antice scufundate să fie păstrate atât de bine. Conservarea unică a navei vechi de 2400 de ani se datorează chimiei neobișnuite a apei din Marea Neagră și lipsei de oxigen sub 600 de metri. Acest strat de anoxic, care reprezintă aproape 90% din volumul mării, previne procesele fizice și chimice care determină decăderea organică. Arheologii au descoperit ceea ce cred că este cel mai vechi naufragiu intact din lume, la fundul Mării Negre, unde se pare că a rămas netulburat de mai mult de 2400 de ani. Este fantastică această descoperire. Nava, considerată a fi din Grecia antică veche, a fost descoperită cu catargul, cârmele și băncile de vâslit, toate prezente și intacte, la puțin peste un kilometru sub suprafață. O lipsă de oxigen la acea adâncime l-a păstrat intact. O navă care a supraviețuit intactă din lumea clasică, situată în peste 2 km de apă, este ceva ce nu aș fi crezut niciodată posibil, a declarat profesorul John Adams, investigatorul principal al proiectului de arheologie maritimă a Mării Negre. Echipa care a muncit pentru această descoperire. Acest lucru ne va schimba înțelegerea construcției navelor și a navigației din lumea antică. Se crede că nava a fost o navă comercială, de un tip despre care cercetătorii spun că a fost văzută doar anterior pe partea laterală a ceramicii grecești antice, cum ar fi Siren Vase din British Museum. Acea lucrare care datează din aceeași perioadă descrie un vas similar care poartă pe Odiseu pe lângă Sirene cu eroul homeric legat de catarg pentru a rezista cântecelor lor. Echipa ar fi spus că intenționează să părăsească nava acolo unde a fost găsită, dar a adăugat că o mică bucată a fost datată cu carbon la Universitatea din Southampton și a susținut că rezultatele l-au confirmat ca fiind cel mai vechi naufragiu intact cunoscut de omenire. Echipa a declarat că datele vor fi publicate de conferința Map a Mării Negre la Wellcome Collection din Londra la sfârșitul acestui an. A fost printre cele peste 60 de naufragii găsite de echipa internațională de arheologi marini, oameni de știință și topografi marini, care a avut o misiune de 3 ani de a explora adâncurile Mării Negre pentru a dobândi o mai bună înțelegere a impactului mării preistorice.
Ei au spus că descoperirile au variat ca vârstă de la o flotă de cazaci din secolul al XVII-lea prin nave comerciale romane, completate cu amfore până la o navă completă din perioada clasică. Această epavă arată potențialul fără precedent de conservare în Marea Neagră, care a fost o răscruce critică a culturilor lumii de mii de ani. Marea Neagră este din punct de vedere hidrologic un rest al mării sarmatice și prezintă o serie de aspecte unice în lume. Ape salmastre, în medie de 16-18 grame de sare pe litru față de 34 în alte mări și oceane, stratificare în apele de suprafață oxigenate și cele adânci anoxice, fenomen denumit euxinism, fără oxigen. Limane la gurile fluviale, floră și faună cu multe specii relicve. În zona litoralului românesc, salinitatea scade și mai mult, în mod obișnuit fiind între 7 și 12 la mie. Dispunerea circulară a surselor de apă și existența unei singure legături externe, prin strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, strâmtoarea Dardanele cu Oceanul Planetar, alături de încălzirea relativ moderată a apei de către soare, determină lipsa aproape totală a curenților marini verticali și existența doar a curenților orizontali pe un imens traseu circular împotriva sensului acelor de ceasornic. Temperatura apei variază la suprafață, vara până la 29 de grade și iarna care ajunge până la 0 grade Celsius. Lumina pătrunde în largul mării la o adâncime de 150-200 de metri. Oxigenul este inexistent la adâncime. Curenții au intensitate redusă pe verticală și mai mare pe orizontală. Iarna sau în timpul unor variații ale stării vremii pot apărea valuri care ating și 5 sau 10 metri. Marea Neagră reprezintă cel mai mare bazin de apă salmastră a lumii, cu biotopuri variate și cu o faună ce a fost supusă unei transformări continue datorate puternicilor influențe contrarii exercitate de apele dulci și de Marea Mediterană. Apele Mării Negre au fost caracterizate apelor salmastre, au o mare variabilitate a salinității totale în corelație cu suprafața, adâncimea și sezonul, o puternică variabilitate ionică nu numai față de Mediterană, dar și de diferitele sale părți. Ecosistemul depinde de aceste condiții hidrologice. Iată cât de interesantă este marea la care noi am avut acces dintotdeauna. Dacă v-a plăcut acest episod și ați aflat ceva nou, nu ezitați să lăsați un like, să dați un share și să vă abonați. Pe data viitoare!